Bună seara și bine v-am găsit la o nouă transmisie live din Piața Mare, deocamdată. Ne apropiem de ora 19. Ora la care urmează să adune oamenii aici. Sunt aproximativ 70-80 de oameni. Care au ales să iasă la protest. Este destul de frig la Sibiu. Temperatura e undeva la 0 grade și scade din ce în ce mai mult. Vom vedea dacă se vor strânge oameni mulți și în această seară. Deocamdată ce știm este faptul că organizatorii au ales traseul scurt. După cum vedeți, în Piața Mare se află și preotul Constantin Necula. Probabil va participa și el la protest. A mai fost prezent și în serile trecute. Aici am
La 45 de ani, la 45 de ani, și ochii mi-au fost așa. Hai să spunem că sunt în jur de 200 de oameni acum. Poate vrei să mai vină. Destul de pași, nici nu se scandează nimic. Sunt câțiva care au dus și talange. S-au întâmplat multe lucruri interesante astăzi. Ce fel de dispozitiv e? Ce fel de dispozitiv e? Multă lume interesată de camera noastră de live. Aproximativ 200 de persoane acum în Piața Mare. Vă spuneam că astăzi s-au întâmplat multe lucruri interesante. Și găsiți informații pe ora de sibiu.ro și pe pagina noastră de Facebook cu tot ce s-a întâmplat astăzi. Un lucru pe care cu siguranță îl știți deja, Sibiul a fost pe primul loc ieri în ceea ce privește numărul de participanți la protest în funcție de numărul de locuitori al orașului. Peste 26% din populația Sibiului a fost în stradă. Găsiți detalii pe ora de Sibiu.ro. Mai vin grupuri mici de protestatari. Se apropie de Piața Mare. Thank you.
Dar deocamdată nu știm pe ce traseu se va merge. Sunt foarte puțini oameni. Să spunem că maxim 350 de persoane, cu indulgență 400. Mai vin. Deocamdată în Piața Mare. Nu se pleacă niciun traseu acum. Dar în momentul în care oamenii se vor pune în mișcare, dacă se vor pune în mișcare, o să vă anunțăm. Să vină să vă ia!
Putem să spunem că acum sunt în jur de 700-800 de oameni, se apropie de 1000, mult mai puțin decât seara trecută, poate că oamenii au obosit și vremea de afară e potrivnică, chiar dacă nu plouă sau ninge, este destul de frig. Am văzut oameni cu pancarde prin care se cere demisia guvernului. De asemenea, multe pancarte și la adresa lui Liviu Dragnea. Sunt câțiva protestatari care au venit cu talange. Foarte multe lume cu vuvuzele. Fac un zgomot infernal. Deocamdată nu s-a pus în mișcare coloana. Rămâne să vedem dacă vor pleca. Da, ne putem face înțeles din ce în ce mai greu. Iată că e ora 9 și 15 minute. Au mai venit oameni între timp. Undeva 800-900. Să vedem dacă se va mai strânge și dacă se va pleca în coloană. Reamintim, normal ar trebui să se meargă pe traseu scurt. Piața Mare, Bălcescu, Piața Unirii, Calea Dumbrăvii, Bulevardul Mihai Viteazu și retur spre Piața Mare. Ieri au fost peste 40.000 de oameni, dacă nu undeva spre 45.000 de oameni în stradă la Sibiu. Asta raportat la numărul de locuitori înseamnă peste 26% din populația Sibiului, pe locul întâi la nivel național. Mult peste procentul altor orașe. Cu tine cu tot. O să mai dăm o tură prin piață să vă arătăm ce pancarde mai au oamenii.
Acum sunt în jur de 1000 de persoane. Foarte multă lume cu vuvuzele, se face un zgomot infernal aici. Foarte multe pancarte cu mesaje atât în limba română, am văzut și pancarte cu mesaje în limba maghiară. Mesaje pentru guvern. Se strigă hoții, hoții! Dai că sunt 1200, mă. Hai, mă, i-ai dat toată dracu, mă, de rușine cu exagerările. Jerusalem, 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 Jerusalem,
Thank you.
Dăm un share în masă la toți cei de acasă vină să ni se alăture. 2 minute până plecăm spre traseu. Ați auzit un apel făcut de organizatori către cei care sunt acasă să se alăture protestului. Se va pleca pe traseu scurt în aproximativ 2 minute, respectiv pe Nicolae Bălcescu, Piața Unirii, Calea Dumbrăvii, Mihai Viteazu și retur.
Da, ultimii protestatari din coloană trec pe lângă noi. Sunt peste 3000 de oameni. Acum au plecat din Piața Mare și se îndreaptă spre Piața Unirii, urmând să meargă pe calea Dumbrăvii, pe Mihai Viteazu și retur. Deocamdată o să oprim aici transmit din acest punct. În scurt timp o să vedeți imagini de pe calea Dumbrăvii și din Piața Unirii. Acolo mai avem o cameră montată. Apelul organizatorilor este să ieșiți din casă și să vă alăturați protestului. Sunt 3000 de oameni la această oră. Am văzut și copii, și oameni în vârstă, și tineri, și cățeli, după cum vedeți. Foarte, foarte multă lume.
care alege să protesteze. Tot ce vă interesează legat de protestele din această seară, găsiți pe oradesibiu.ro. Acolo găsiți informații în timp real despre ce se întâmplă în Sibiu la această oră, despre ce strigă oamenii, pe unde merg, pe unde se vor afla în timp real. Așadar, rămâneți conectați pe oradesibiu.ro și pe pagina noastră de Facebook. Revenim în transmisie directă în scurt timp.